Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Eu sunt Andrei de la Ecovent și astăzi am marea plăcere să vă prezint noul umidificator de aer de la Levoit, și anume Levoit Oasis Mist 1000S. Hai să începem! Oasis Mist 1000S este cel mai nou și cel mai mare umidificator de aer din portofoliul Levoit. După cum știți, Levoit este un brand american de umidificatoare și purificatoare de aer. De fapt, sunt bestseller în America pe acest segment de piață și au adus acum pe piață acest nou umidificator de aer care are niște particularități specifice. Și anume, în primul rând, are un rezervor de 10 litri. Un rezervor de 10 litri, ceea ce este imens pentru un umidificator de aer, și asta înseamnă că are o autonomie de până la 100 de ore de funcționare. Pe lângă rezervorul și autonomie foarte mare, acest umidificator de aer este și unul smart. Asta înseamnă că are un senzor de umiditate care poate să citească permanent nivelul de umiditate din aer și să regleze automat nivelul de umiditate în funcție de parametrii de calitate a aerului pe care îl setăm noi. Putem să setăm acești parametri de calitate a aerului de pe telecomanda echipamentului sau, cel mai simplu, din aplicația V-Sync, unde putem să sincronizăm acest umidificator de aer și să controlăm permanent care este nivelul de umiditate pe care ne-l dorim. Dar, înainte de toate, aș vrea să punem apă în umidificator și să vedem cum funcționează. Da? Ca să putem să punem apa, este suficient să ridicăm capacul de aici. Apropo de rezervor, are acest suport, picior, și se poate umple foarte ușor. Ok, punem înapoi capacul. Ok, am adăugat apa și ce este interesant, că prima dată când l-am scos din cutie mi s-a părut că este un pic instabil, dar în momentul în care pui apă crește foarte mult stabilitatea, fiindcă apa creează o presiune suplimentară asupra piciorului și în felul ăsta este foarte stabil, deci nu are cum să cadă. Pornim prin apăsarea butonului ON, creștem viteza, 1, 2, 3, și în momentul ăsta începe să ne dea aburi în încăpere. După cum vedem, pe ecran o să ni se afișeze care este nivelul de umiditate din încăpere la momentul de față. La momentul de față avem aici 59% nivel de umiditate, ceea ce este un nivel de umiditate foarte bun. În mod normal, nivelul de umiditate n-ar trebui să depășească 60% umiditate relativă și n-ar trebui să scadă sub 40%. Ok, care sunt butoanele pe care le avem aici pe display? Avem butonul de creștere a umidității, viteza 1, 2 sau 3. Avem funcția auto, care în funcție de parametrii pe care i-am dat cu ajutorul telecomenzii sau cu ajutorul aplicației, o să crească sau o să scadă nivelul de umiditate sau o să oprească în momentul în care ajunge la nivelul de umiditate dorit sau o să pornească când umiditatea o să scadă sub nivelul de umiditate stabilit. După aia avem funcție de umidificare pe timp de noapte. În momentul în care am apăsat-o, s-a închis ecranul aici, în așa fel încât să nu ne deranjeze lumina pe timp de noapte, și nivelul de umidificare a scăzut la minim, în așa fel încât să nu ne deranjeze nici într-un fel în momentul în care funcționează pe timp de noapte. Și butonul de on-off. Destul de simplu, dar mai complexă treaba este în momentul în care instalăm aplicația V-Sync pe telefon din Google Play sau din App Store. Downloadăm aplicația V-Sync și sincronizăm acest echipament cu aplicația. După ce te conectezi la V-Sync, ai posibilitatea să faci programare orară sau să folosești funcția auto și să setezi un nivel de umiditate optim pe care ți-l dorești în încăpere permanent, și acest echipament o să aibă singur grijă să țină acel nivel de umiditate permanent în încăpere. Suplimentar, ce am observat este că mai are și un difuzor de arome, unde putem să punem uleiuri esențiale și în momentul în care funcționează echipamentul, o să ne mai îmbie cu un miros frumos de uleiuri esențiale în încăpere. Atenție! Acest ulei esențial se pune doar în acest recipient, nu punem uleiul esențial în rezervor aici în interior, fiindcă în felul ăsta se deteriorează rezervorul, se formează o peliculă de ulei pe acolo și creează posibilitatea să apară mai multe bacterii și mai multe microbi în acest
rezervor. În concluzie, Levoit Oasis 1000S este foarte potrivit pentru cei care nu doresc să alimenteze des un umidificator de aer. Cred că acest umidificator poate să țină probabil o săptămână fără să se înlocuiască, să se adauge apă în rezervor. De asemenea, mi se pare foarte potrivit pentru anumite aplicații, cum ar fi minisere sau încăperea în care îți ții florile și vrei să ții un anumit nivel de umiditate în încăpere. Sau orice altă încăpere în care avem nevoie de un nivel de umiditate optim în încăpere, acest umidificator de aer este o soluție foarte bună, fiindcă are cu adevărat un rezervor mare care poate să umidifice permanent aerul din încăperea respectivă ca să-l mențină la un nivel optim, așa cum ți-l dorești tu în încăperea respectivă. De asemenea, mi se pare că este potrivit și pentru o sufragerie mai mare, mai ales că nu e nevoie să-l pui pe o masă sau pe un scaun, poți să găsești un loc frumos în sufragerie și el să umidifice permanent aerul din încăperea respectivă. De asemenea, poate fi potrivit în sedii de birouri, în cabinete stomatologice sau în școli, grădinițe, unde funcționează un sistem de ventilare cu recuperare de căldură, care în mod normal ce face este să usuce aerul din încăpere. Și pentru a reumidifica aerul, ai nevoie de un umidificator de aer. Ei, nu poți să pui un umidificator de aer din ăla mic cu 1-2 litri de apă rezervor. Ai nevoie de un umidificator mare, care să nu aibă nevoie de un spațiu unde să fie instalat, poate fi pus de sine stătător oriunde în încăpere și să te asigure că îți menține un nivel de umiditate optimă pe o perioadă mai lungă de timp. Da, în concluzie, echipamentul este la calitatea cu care ne-am obișnuit de la Levoit, un echipament smart, făcut din materiale foarte, foarte calitative, cu un nivel de finisaje foarte bun și cu un preț competitiv. Așa că dacă ești cumva curios să afli cât costă acest umidificator de aer, care este cel mai mare umidificator de aer de la Levoit, intră, te rog, pe linkul de mai jos din descriere și o să afli acolo toate informațiile de care ai nevoie pentru a lua cea mai bună decizie pentru tine și pentru familia ta. Cam atât a fost pentru astăzi și până data viitoare, nu uita, ai grijă de umiditatea și calitatea aerului din încăperile în care îți petreci timpul.